Conducerea Inspectoratului Județean de Jandarmi Olt a prezentat astăzi, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Consiliul Județean Olt, în prezența a numeroși invitați, bilanțul activității desfășurate anul trecut. Numărul mare de acțiuni desfășurate a condus la impunerea unui climat de ordine și respectarea legii pe raza județului Olt, iar faptele penale descoperite în flagrant de jandarmi au făcut ca mulți cetățeni certați cu legea să ajungă în fața organelor de cercetare penală. În conformitate cu prevederile Ordinului MAI numărul 60 din 2010, Inspectoratul a participat la organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice la solicitarea poliției în zona piețelor, târgurilor, localurilor de alimentație publică, precum și în zone cu risc criminogen, fiind executate misiuni în sistem integrat, constituind 11.791 patrule mixte poliții-jandarmi și 3.959 patrule de jandarmi, atât în mediul urban cât și în mediul rural. În baza planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar, Inspectoratul și-a adus contribuția la menținerea ordinii siguranței publice în zona instituțiilor de învățământ, atât pe timpul anului de învățământ, cât și pe timpul examenelor de bacalaureat, capacitate, definitivat, titularizare. Pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, în perioada analizată au fost constatate 542 fapte de natură penală, din care 208 constatate misiuni proprii și 334 în comun cu poliția, fiind identificați 558 autori. Misiunile jandarmilor nu sunt deloc unele ușoare, iar condițiile în care își desfășoară activitatea nu sunt întotdeauna cele care ar trebui. Un exemplu în acest sens îl reprezintă sediul instituției de la Balș, care riscă să se prăbușească la orice cutremur. Pentru a le îmbunătăți, se fac eforturi susținute în vederea obținerii fondurilor necesare, fie ele de la bugetul statului, fie din surse atrase din afara țării. Având în vedere derularea la nivelul jandarmeriei române a programului Consolidarea Infrastructurii și Îmbunătățirea Pregătirii Personalului pentru Situații de Urgență, cu finanțare din partea Băncii Mondiale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Inspectoratul a întocmit documentele preliminare în vederea demolării sediului detașamentului Balș și construirii unui sediu nou, modern, care să corespundă nevoilor reale ale personalului și standardelor de siguranță impuse de lege. Sediul actual, construit în anul 1909, a fost expertizat tehnic în anul 2017, fiind încadrat în clasa de risc seismic 1, clădiri cu risc ridicat de prăbușire în caz de cutremur. Fonduri din afară vor fi folosite și pentru reabilitarea și modernizarea sediului jandarmilor din Caracal. În acest caz este vorba de fonduri europene. Operațional regional 2014-2020, cu finanțare externă nerambursabilă, a fost realizată și depusă documentația tehnică necesară executării obiectivului de investiții, modernizarea în vederea creșterii eficienței energetice a sediului detașamentului Caracal din cadrul Inspectoratului. Avizată favorabil de MAI, cererea de finanțare a fost declarată admisă în urma primei etape de verificare a documentației de către specialiștii Ministerului Dezvoltării Regionale și se află în curs de evaluare tehnico-financiară. Singurele sedi ale jandarmilor olteni în care s-au investit sume considerabile în ultimii ani sunt cele de la Corabia și Scornicești. Sumele investite în sediul de la Corabia au depășit 400.000 de lei și au fost asigurate de Consiliul Județean Olt, iar pentru investițiile realizate la sediul de la Scornicești, banii au provenit din bugetul propriu al instituției.